Și acum am devenit moartea, distrugătorul lumii. Crede că filmul Oppenheimer se bazează pe viața lui Robert Oppenheimer, se înșală. În realitate, filmul se bazează pe o carte care se bazează pe viața lui Robert Oppenheimer și aceasta este o diferență foarte mare, pentru că mi-a zis un prieten că i-a zis un prieten. Filmul se bazează pe cartea The American Prometheus, iar acum este una dintre cele mai bine vândute cărți, desigur datorită filmului. Când Christopher Nolan a anunțat acest film, toată planeta se aștepta la capodoperă atunci când e vorba de acțiune și efecte speciale. De subliniat cuvântul acțiune. Însă nu asta este ceea ce a vrut să facă Christopher Nolan cu acest film. El a zis că vrea să ia lumea într-o călătorie. Iar notele de producție spune: ceea ce am vrut să fac a fost să iau publicul în mintea și experiența unei persoane care a stat în centrul absolut al celei mai mari schimbări din istorie. Îmi place sau nu, J. Robert Oppenheimer este cea mai importantă persoană care a trăit vreodată. El a făcut lumea în care trăim, cu bine și cu rău. Deci, Oppenheimer este o declarație de admirație. Un om de știință care a devenit muză. Deși filmul are 3 ore, cât 2 filme întregi, acesta nu reușește să discute nimic cap-coadă. Cum au construit bomba atomică, care a fost contribuția europenilor, ce a fost proiectul Manhattan, cum au ales Hiroshima și Nagasaki, care au fost mari fizicieni implicați, de ce au tăiat legăturile cu Oppenheimer după ce a terminat bomba, de ce acesta s-a opus dezvoltării bombei cu hidrogen și poate elementul care schimbă total modul în care se vede filmul, cât de întreg la minte a fost Robert Oppenheimer. Și nu întreg în sensul că nimeni normal n-ar face o bombă atomică, ci efectiv care erau problemele sale. Iar scopul acestui documentar este de a umple golurile. Și cel puțin eu, după ce am făcut acest documentar, apreciez și văd altfel filmul. Să începem cu un exercițiu de imaginație. Este 1945. Ești în Hiroshima. Pe cer vezi o lumină puternică și câteva secunde mai târziu, un vuiet asurzitor spulberă totul în cale pe o rază de kilometri. Nimeni nu știe literalmente ce este asta. Orașul e acum în ruină. Oamenii care cu 5 minute mai devreme își vedeau liniștiți de viață, se dădeau un leagăn sau își puneau cumpărăturile în coș, acum sunt sub maldăre grele de molos. Sunt maldărele de molos. Tu ai fost mai norocos, ai scăpat cu viață. Copilul tău, părinții tăi, sunt prinși sub dărâmături. Afli că americanii au aruncat peste tine prima bombă atomică, iar durerea se amestecă cu furia și nedumerirea. Ai vrea ca cei vinovați să plătească, dar cine-i de vină? Cel care a apăsat butonul detonatorului sau mintea care a pus cap la cap piesele pentru astfel de armă? Și acum am devenit moartea, distrugătorul lumii. Acesta este un text sacru hindus Bhagavad Gita și tot asta spunea în 1945, după testul primei bombe atomice, J. Robert Oppenheimer.
Da, știu, nu e la fel de palpitant ca cititul acestor cuvinte dintr-o carte de poezie scrisă într-o limbă moartă, dar ce nu facem noi pentru cinematografie și publicul căruia îi sclipește ochii la orice partidă de sex, chiar și una înghesuită într-un documentar? Cine a fost Robert Oppenheimer? Un fizician strălucit, dar, și știu că nu este un motiv de laudă, nu ar fi fost părintele bombei atomice fără mine. Numele meu este Enrico Fermi și m-am născut în Roma anului 1901. Sunt fizician. Cu ajutorul meu substanțial, Oppenheimer a putut să-și ducă treaba la bun sfârșit. Am obținut premiul Nobel pentru fizică în 1938, pentru că am fost cel care a făcut primii pași către producerea controlată de reacții nucleare în lanț. De asemenea, sunt și cel care a contribuit major la construirea Chicago Pile 1, primul reactor nuclear autosustenabil. Mi-a plăcut de mic să inventez tot soiul de lucruri. Desenam schițe și construiam electromotoare în timp ce alți copii se jucau. Iar după moartea fratelui meu, mi-am ascuns durerea în spatele cercetărilor în fizică. Am ajuns în Statele Unite după ce am primit premiul Nobel, pentru că nu mai suportam atitudinea antisemită a guvernului italian. Și așa am ajuns să iau parte indirect la construirea uneia dintre cele mai periculoase arme. Pe 22 aprilie 1904 se năștea omul care avea să schimbe lumea. Julius Robert Oppenheimer, adică eu. M-am născut în New York, într-una dintre cele mai mari metropole ale lumii. Și nu vă gândiți că e povestea impresionantă, siropoasă a unui tânăr sărman care a reușit pe forțele proprii. Pentru că studiile pe care le-am făcut nu se făceau cu bani puțini. M-am născut într-o familie de evrei înstăriți, cu o stare financiară foarte bună. Primii ani de școală până în 1921 și petrece la Ethical Culture School din Manhattan. Subliniez Manhattan, în film nu se face niciun fel de subliniere cu privire la faptul că provenea dintr-o familie bogată, deși poate că ar fi trebuit să se facă. Totuși, un lucru este ușor vizibil în film, rușinea lui Oppenheimer față de originea sa evreiască. A suferit destul de mult în perioada studiilor de la Harvard din cauza antisemitismului, însă a avut loc o schimbare atunci când s-a făcut băiat mare și a apărut și Hitler pe scenă. Dintr-o dată a ajuns la concluzia că originea bunicilor să nu este un lucru de care să-i fie rușine și poate acum este un pic mai ușor de înțeles de ce a vrut să facă o bombă, un armament de distrugere împotriva naziștilor, dincolo de ce a spus el, pacea mondială. Unii zic despre mine că am făcut asta după ce mi-am acceptat originea evrească. Am creat o armă care să-l sperie pe Hitler doar ca gest de răzbunare. Dar să nu uităm că eu am vrut să-mi otrăvesc profesorul când m-a pus să fac curățenie în laborator. Dar vorbim imediat și despre acest incident. Studiile de licență și de master le-am făcut la Harvard, unde am fost admis cu un an mai târziu decât ar fi trebuit, din cauza unei colite care mi-a dat mari bătăi de cap. Eram unul dintre elevii de top și reușisem deja să impresionez pe toată lumea. Iar după master am decis să continui studiile în Marea Britanie, la Cambridge. Perioada în care a făcut cercetare în Europa, sub coordonarea laureatului la Nobel, J.J. Thompson, a fost și cea mai dificilă de la laboratoarele Cavendish, de unde era să fie exmatriculat din cauza problemelor sale psihice și a nevrozelor care erau în continuă creștere și deranjau din ce în ce mai mult viața, dar și viața colegilor, profesorilor și așa mai departe. Este Niels Henrik David Bohr și sunt un fizician danez de origine evreiască. Chiar dacă n-am luat parte fizic la ce s-a întâmplat la Los Alamos, am contribuit prin munca mea de cercetare în fizică cuantică și înțelegerea structurii atomice. Mai mult, am fost printre cei care s-au opus testării și înarmării cu armament nuclear. Numele meu este Niels Henrik David Bohr. Thank you.
parcă n-ar fi fost destul de șocant că un tânăr încă incapabil să bea alcool legal a vrut să-și omoare profesorul? Ei au vrut să fie și artistici și au dedicat 4 minute unei scene în care înțeapă un măr, un ac atașat de o seringă plină cu cianură. Când în realitate am folosit un șervețel. Totul pentru că Opie, deși doar în câteva scene, este evident instabil psihic. Vă aduceți aminte scena aceea după bombardamentul de la Hiroshima și Nagasaki, unde vede copii arși pe jos? E bine, și alte halucinații, acelea sunt semne clare de schizofrenie. În loc să-și ia pedeapsa cu onoare după ce a întârziat la un curs, lucru care l-a făcut să întârzie la o prelegere ca pedeapsă din partea profesorului, în loc să își ia pedeapsa cu onoare, să facă repede curățenie în laborator, sau să chiulească iarăși cu onoare, așa cum a mai făcut până atunci, privilegiatul nostru vine cu ideea genială de tentativă de omor. Treaba asta e prezentată în cartea bazată pe scrisoare pe care am trimis-o unui prieten, în care îi povestesc despre nefericitul incident. Cert e că nu știu dacă a fost o realitate bolnavă sau o viziune în mintea mea, dar un lucru e clar, oricare variantă ar fi corectă, aveam niște probleme. Pentru că lucrurile nu erau deloc cum ar fi trebuit să fie la Cambridge, am decis să-mi închei studiile de doctorat în Germania, la Universitatea Göttingen. Schizofrenia sau demența precoce cu care am fost diagnosticat de foarte tânăr îmi dădea destule bătăi de cap, că aveam adesea halucinații, atacuri de furie, mă izolam social, aveam deficit de atenție și uneori chiar deveneam violent fizic. Astfel am devenit doctor în fizică cuantică, dar în Germania, nu în Marea Britanie. În perioada în care eram încă student la Cambridge, a mai avut loc un eveniment destul de tulburător și banalizat în film. De când mă aflam în vacanță cu prietenul meu Francis Ferguson, am sărit la gâtul lui în încercarea de a-l sugruma, aflasem că avea să se căsătorească. Acesta a fost cumva și momentul în care toată lumea s-a convins că am probleme psihice. Pentru că în film nu se pomenește nimic despre familia lui Oppenheimer, vă spun eu, omul făcea parte dintr-o familie foarte bogată. Și dacă nu ar fi provenit dintr-o familie atât de bogată și de influentă, n-ar fi rămas nimic din Oppenheimer și moștenirea sa, cercetările sale ar fi fost de multă vreme sau din pruncie luate și aruncate la coșul de gunoi, pentru că omul avea un comportament nepotrivit. Nu avem cifre, nu avem nume, însă familia Oppenheimer cunoștea oamenii în politică. Făceau ceea ce noi cunoaștem sub numele de lobby în ziua de astăzi, pentru a-l ține cumva pe pruncul Oppenheimer la școală. Era copilul special care te enervează pentru că mereu a fost privilegiat, deși se comporta urât. Crescut într-o familie bogată, răsuțat de mic de părinți, dezvoltând niște standarde înalte, Oppenheimer al nostru ajunge să crească destul de singuratic. Geniul său și comportamentul agitat țin oamenii la distanță de Oppenheimer. În acest fel se instalează episoadele depresive mai târziu în viață, iar fratele său, Frank, spune că cercetarea a fost singurul lucru care l-a ținut departe de gândurile cele mai întunecate. Ce-i drept, acum europenii au văzut valoare în el și au vrut să-l păstreze în Europa. Asta cu pretextul că în America nu este interes pentru domeniul său de interes. A lucrat o vreme cu Heisenberg și nu poți să nu te întrebi ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi continuat să lucreze împreună. Suntem curioși oare cum s-ar fi terminat al doilea război mondial dacă lucrau la bomba atomică de partea Germaniei cei doi? Sunt unele dintre întrebările pe care ni le punem, însă răspunsul nu știm. Știm cum s-a întâmplat, știm cum s-au desfășurat lucrurile. Heisenberg și-a urât fiecare zi din viață, iar Oppenheimer și-a urât și el fiecare zi din viață. Eu sunt Hans Albrecht Bethe și sunt un fizician de origine germană. Am contribuit și eu la proiectul Manhattan. Cum? Ei bine, am fost șeful diviziei teoretice la Los Alamos. M-au ales pe mine pentru că în 1967
am primit premiul Nobel pentru teoria mea despre nucleosinteza stelară. Mai exact despre cum reacțiile de fuziune nucleară în stele creează elemente chimice prin acest proces de nucleosinteză. La Los Alamos am ajutat la calcularea masei critice a armelor, dar și la dezvoltarea teoriei din spatele metodei de implozie pentru cele două bombe. Am jucat un rol esențial și pentru faptul că acum oamenii nu mai aruncă arme nucleare unii în alții. Deși inițial m-am implicat în dezvoltarea bombei cu hidrogen, doar cu intenția de a arăta că nu se poate realiza, mai târziu m-am alăturat lui Einstein și altora ca el și i-am convins pe Nixon și pe Kennedy să semneze tratatul de interzicere parțială a testelor nucleare și tratatul pentru rachete antibalistice. În 1929, cu un doctorat în fizică și multă experiență în cercetare, tânărul Oppenheimer se întoarce înapoi acasă. Devine profesor la Universitatea Berkeley din California și transformă în cei 14 ani de profesor acolo universitatea într-unul dintre cele mai prestigioase locuri din lume unde poți învăța fizica. Devine mentor pentru multe generații. În 1936, la 32 de ani, o întâlnește pe Jean Tetlock, o tânără membră a Partidului Comunist, care nu este responsabilă, deși a avut o relație tumultoasă cu Oppenheimer, nu este responsabilă de fraza "și acum am devenit moartea distrugătorul lumilor". Acum, dacă Nolan ar fi vrut să semneze filmul ca în filmele sale tradiționale și-ar fi axat mai multă atenție asupra povestirii decât scenelor care ne umezeau ochii, am fi înțeles măcar cine e Jean Tetlock, dacă tot a apărut de atât de multe ori atât de bine descrisă, însă dacă Nolan nu o face, a făcut o istorie. Numele meu este Jean Tetlock și am fost mai mult decât partenera lui Oppenheimer. În timpul petrecut pe ecranul de cinema, în loc de scenele în care părea doar că vreau să-l atrag pe Opie de partea comuniștilor, ați fi putut afla despre mine că am fost reporter și scriitor, chiar un membru dedicat al principiilor comuniste. Am fost psihiatru, dar în ciuda acestor lucruri, am suferit de depresie clinică, iar sinuciderea mea nu a fost neapărat ceva surprinzător. Și apropo, n-am avut nicio legătură cu fraza hindusă pe care Oppenheimer o folosește în film. Din cauza lui Jean Tetlock, amanta sa, a lui Kitty Pöning, amanta sa, cea care urmează să-i devină nevastă, deși în momentul acela încă era măritată cu altcineva, și a fratelui său Frank Oppenheimer, devine tovarășul nostru Oppenheimer deschis față de doctrinele de stânga. El nu devine niciodată membru oficial al Partidului Comunist, așa cum arată și filmul, dar faptul că a mers la întâlniri, faptul că avea prieteni, cunoștințe comuniști, cu siguranță nu i-a prins bine, a fost avertizat, guvernul american știa, însă atunci când a fost să îl aleagă, a închis ochii. Dacă americanii nu aveau ceva de comentat vis-a-vis de legăturile sale comuniste, de ce să comentăm noi până la urmă? În viața personală, dacă nu a fost evident până acum și din film, Oppenheimer a fost destul de afemeat. Încheie în final, în 1939, în mod oficial relația cu Jean Tetlock, însă continuă să se mai întâlnească cu aceasta ani la rând și desigur nu pentru sfaturi, ci pentru tovărășie. În film se arată că în 1943, câteva luni doar
după ce Oppenheimer și Tetlock se văd pentru ultima dată, din nou ultima dată, aceasta este găsită moartă în apartament. Se zvonește că ar fi suferit de depresie clinică și bineînțeles că copilul nostru se învinovățește, fix ce lipsea unui om cu tendințe depresive și instabil. Acum psihic. Nici prea departe de adevăr nu era. Că nu a zis nimic America, că nu s-a deranjat public guvernul american de faptul că Oppenheimer are legături comuniste, e un lucru, dar că în realitate îl supravegheau îndeaproape, e cu totuși cu tot o altă chestie. Ba mai mult de atât, se zvonește că Jean Tetlock chiar ar fi fost asasinat la ordinul cuiva oficial, totul pentru că ar fi putut periclita loialitatea lui Robert Oppenheimer față de Statele Unite ale Americii. Numele meu este John von Neumann și sunt unul dintre cei mai mari matematicieni ai lumii, dar am contribuit și în domeniile fizicii, a matematicii și chiar a ingineriei. La Los Alamos am jucat un rol important în dezvoltarea tehnologiei de calcul pentru simularea reacțiilor nucleare. Am contribuit semnificativ la dezvoltarea de metode numerice și calculatoare pentru simularea reacțiilor complexe în reacții nucleare și implozii. Munca mea în fizică și matematică a fost foarte elaborată și complexă și sunt foarte multe de spus despre modul în care am schimbat lumea științifică. În 1940, Opie se căsătorește cu Katie Puning, care deja era gravidă cu Peter, băiatul lui Oppenheimer, și deja era la al treilea soț. În 1944 se naște și fiica familiei Oppenheimer, Catherine Tony, formează o familie în ciuda aventurilor lui Oppenheimer, care era cam fustangiu, și în ciuda relației cu Tetlock. Astfel, în 1943 începe construirea complexului Manhattan, a proiectului Manhattan, în deșertul Los Alamos. Numele meu este Catherine Kitty Oppenheimer și am fost soția lui J. Robert Oppenheimer. Am fost biolog, dar am renunțat la cariera mea de cercetător, preocupată fiind de studierea cancerului, și m-am dedicat familiei. Asta a venit la pachet și cu alcoolism și depresie, dar am rămas unul dintre cei mai devotați susținători ai soțului meu, chiar dacă știam despre aventurile lui. Deși a fost cel de-al patrulea soț al meu, am rămas alături de Robert până la final. Al doilea război mondial a fost o desfășurare de forțe majoră care a lăsat un întreg continent aproape în ruină. Când americanii și-au dat seama că Hitler avansa cu foarte multă rapiditate și că aveau nevoie de o soluție rapidă, ba mai mult aflaseră că Heisenberg lucra la o armă de distrugere în masă, au decis să facă ceva în privința asta. În sfârșit. Și ce om mai potrivit să lupte împotriva celui care răspândește antisemitismul decât un evreu suficient de inteligent și nevrotic încât să proiecteze și să ducă la bun sfârșit un proiect atât de exploziv. Astfel, la începutul lui 1942, după ce Albert Einstein și Leo Szilard îi adresează o scrisoare președintelui american Franklin D. Roosevelt, în care îl avertizează cu privire la amenințarea Germaniei și cât de mare ar fi dacă ar dezvolta o bombă atomică, armata americană ia decizia de a începe propriul program de dezvoltare al unei arme atomice. Așa îl cooptează pe J. Robert Oppenheimer, un fizician de renume, foarte bine văzut în acea vreme, care a avut o contribuție majoră la popularizarea fizicii teoretice în Statele Unite ale Americii, plus celelalte motive pe care le-am enumerat deja, au făcut decizia destul de ușoară, clar, îl alegem pe tipul acesta. Un an mai târziu, lucrurile mergeau ca unse. Toată lumea acorda atenția pe care Oppenheimer credea că o merită. Era ambiționat de avansul lui Heisenberg, astfel Leslie Groves, generalul armatei americane, decide să-l facă pe baza meritelor și a rezultatelor pe care le avea pe J. Robert Oppenheimer, liderul proiectului Manhattan.
lucru cu care filmul o dă de gard destul de rău, mai ales pentru cei care s-au dus la cinema, având deja cunoștințe, este relația dintre Oppenheimer și mine, Albert Einstein. În câteva secvențe se prezintă relația dintre noi doi, dar singurul lucru adevărat este replica pe care Oppenheimer i-o dă lui Strauss. Îl cunosc de mulți ani. Caz n-ar fi venit la mine pentru sfaturi. Pentru că părintele bombei atomice mă considera un fel de fizician din garda veche. Demodat, așa. Un bătrânel care nu mai era modă. Și să ne înțelegem, eu n-am avut nicio legătură cu proiectul Manhattan. Noi am devenit apropiați abia după război. Și niciun caz n-ar fi venit să ceară sfaturi unui fizician depășit. Problema cu Oppenheimer este că iubește o femeie care nu-l iubește înapoi. Mai exact, Guvernul Statelor Unite. Cel puțin așa reiese din cartea pe care se bazează filmul. Deci ținta mea e să nimerești iahtul acela, nu? Ținta ta e să, da, nimerești iahtul la mare. Semnul de ciocnim doar. Abia prin 1965 Oppenheimer scrie că ar fi existat o relație mai strânsă între noi doi pe vremea când eram la Princeton. Dar din nou, după, nu înainte. Când Edward Teller face afirmații despre modul în care bomba atomică ar putea crea reacții în lanț care să afecteze atmosfera Pământului pe termen lung, în film, îngrijorat nevoie mare, Oppenheimer vine la mine pentru sfaturi și pentru a-i verifica calculele. În realitate însă, acele calcule nu prea au treabă cu munca mea și oricum nu m-aș fi priceput să-i le verific. Plus că erau informații secrete și dacă se afla că le-a scos din Los Alamos, putea fi judecat pentru trădare. Această scenă este ficțiune pură, bazată pe impresia lui Nolan, pe care o și exprimă în New York Times. Oppenheimer să fi fost un fel de înlocuitor al meu, care, normal că ar fi mers la un bătrânel experimentat pentru sfaturi. Oppenheimer a cerut totuși cuiva sfatul, mai exact lui Arthur Compton, care coordona echipa științifică de la Universitatea din Chicago, care era implicată direct în proiectul Manhattan. Același Nolan spune pentru New York Times că l-a schimbat pe Arthur cu mine pentru că aparent numele meu avea o rezonanță mai mare. Mă cunoștea lumea. Celebritatea asta. Deși eu sunt cel care l-a determinat președintele american să declanșeze proiectul Manhattan, nu a fost invitat să mă alătur proiectului și oricum, și dacă aș fi fost, n-aș fi mers. Eram un pacifist convins, dar mi-am dat seama că Germania putea să dezvolte acea bombă atomică și de asta l-am avertizat pe președinte. Dar când am văzut că Germania a capitulat și că a pierdut războiul și nu a dezvoltat bomba atomică, mi-am zis, dacă știam că Germania nu reușea să dezvolte bomba atomică, nu mai făcea nimic. Dovada opoziției mele stă și lupta pe care am dus-o după război împotriva dezvoltării bombei atomice. Cât despre scena respectivă între mine și Strauss, în care trec așa și nu-l salut pe omul politic, aia reprezintă cumva neîncrederea pe care eu, un refugiat în Statele Unite, o aveam față de guvernul american și dorința lor pentru pace.
În realitate însă, eu sunt un om politicos. Deci Juncker era pasionat de sailing, că e fizică pură aici. Pentru prioritatea zero, prioritatea principală a celui de-al doilea război mondial, nu se desfășurau doar în Los Alamos, ci se desfășurau și în Chicago și Outreach, iar la încurajarea lui Oppenheimer, în cazul lui Los Alamos din New Mexico, s-a construit un mini-oraș unde oamenii de știință trebuiau să vină să se mute cu tot cu familii, să vină să stea acolo până când proiectul este gata, și asta pentru a da la o parte orice fel de impediment, orice i-ar împiedica pe oameni de știință din angrenarea lor în proiect. Am familie, am de treabă, am de lucru, trebuie să ajung seara acasă. Nu ajungi acasă, casa ta este aici. Nu știu de unde a venit ideea, dar sună un pic comunistă. În fine, să mergem mai departe. Acolo oamenii de știință, nu vă imaginați că erau ca într-un club de șah, se strângeau pe lângă bătrânul, tânărul Oppenheimer și schimbau idei, erau toată ziua cu un desene, diagrame, imaginea aceea clasică de mic. Nu, oamenii erau diferiți, erau o grămadă de ingineri, chimiști, oameni de știință din toate segmentele, matematicieni și inclusiv constructori, pentru că trebuia cineva să construiască toată treaba asta. Și fiind într-o comunitate închisă, se diminua riscul ieșirii informațiilor în afară, se diminua masiv riscul spionajului. Asta se întâmpla atunci când nu ieșea chiar Oppenheimer afară și vorbea cu iubita lui comunistă. Pentru început trebuie să oferim credit lui Nolan pentru metafora celor două borcane care trebuiau să fie umplute cu uraniu. Iar proiectul K-235 cu asta s-a ocupat, cu îmbogățirea uraniului pentru a face rost de cantitatea destul de mare de uraniu de care aveau nevoie. Ei au folosit mai multe metode pentru atingerea acestui scop. Procesul de producție a presupus îmbogățirea uraniului natural pentru a obține concentrațiile necesare, iar procesul de îmbogățire a folosit mai multe metode, cum ar fi difuzia gazoasă și centrifugarea. Plutoniu 239. După ce au făcut rost de uraniul necesar, oamenii de știință s-au folosit de reactoare nucleare speciale pentru a iradia uraniul 235 și, evident, pentru a transforma în plutoniu 239. După 239 și uraniu, avem proiectul Y, gata uraniu, gata piesele, gata locația, totul a fost gata. Desigur, după ce am făcut rost de materiale, după toată cunoștința, după ce totul a fost strâns, era nevoie și de o mână de oameni care să pună toate componentele la oaltă. Așa, aceasta a fost echipa din spatele proiectului Y, oamenii care au pus totul cap la cap. Filmul mai are o altă omisiune destul de gravă, contribuția femeilor la proiectul Manhattan și la dezvoltarea bombei. Deși omise din discuție, ele se aflau la masa fizicienilor. Numele meu este Shen Xiang Yu. Mi se mai spune și regina fizicii nucleare. Sunt o fiziciană experimentată și am lucrat în cadrul proiectului Manhattan la Universitatea Columbia. Am fost implicată în cercetări legate de îmbogățirea uraniului și de separarea izotopilor pentru dezvoltarea bombelor atomice. Am avut o carieră remarcabilă în fizica nucleară și am adus contribuții semnificative în studiul dezintegrării beta
și al parității în interacțiunile nucleare. Numele meu este Leona Woods Marshall Libby și sunt o fiziciană teoreticiană care a lucrat la Universitatea Chicago în cadrul proiectului Manhattan. Am fost implicată în calculul criticii nucleare și am contribuit la dezvoltarea modelelor teoretice ale reacțiilor nucleare. După război, am continuat să lucrez în domeniul fizicii nucleare și am fost o susținătoare a controlului armamentului nuclear. Numele meu este Elizabeth Graves și am fost o matematiciană ce a lucrat în cadrul proiectului Manhattan în laboratoarele naționale Los Alamos. În acest proiect am fost responsabilă de calculul traiectoriilor balistice și de efectuarea simulărilor pentru teste de implozie. Numele meu este Joan Hinton și după finalizarea studiilor de fizică la Universitatea Cambridge, am lucrat în cadrul proiectului Manhattan la laboratoarele naționale Los Alamos. Aici am contribuit la dezvoltarea simulărilor pentru proiectarea bombelor atomice. Practic, în cadrul proiectului Manhattan au fost construite două bombe, Little Boy și Fat Man. Little Boy era un dispozitiv cu uraniu 235. Acesta a fost realizat sub forma unui proiectil cilindric, dar nu pot să urc aici. După ce prima bombă atomică a fost asamblată și toate piesele puse la oaltă, a urmat poate scena cea mai interesantă din tot filmul, o scenă demnă de Christopher Nolan, care a apărut peste tot în trailere. Are loc pe 16 iulie 1945, testul Trinity din Jornada del Muerto. Și acum, zice Oppenheimer, celebra frază, și acum am devenit moartea, distrugătorul lumii. Trebuie subliniat clar, nu Gene Tetlock a zis treaba asta în timpul extazului, ci Oppenheimer când vedea explozia. Mereu de atât este faptul că într-un film de 3 ore avem doar câteva secunde dedicate științei și asta mă refer la un moment în care se arată că europenii sunt cei care descoperă fisiunea nucleară, proces fără care sau lucru dacă nu ar fi fost descoperit, e posibil că Oppenheimer nu ar fi fost capabil să inventeze bomba, să dezvolte bomba sau nu ar fi făcut-o în timp util. Acum, întrebarea de ce nu a fost dedicat mai mult timp acestei părți a științei și am lăsat minute întregi discuțiilor în cort dintre Oppenheimer și Frasu este lipsită de logică. Dacă s-ar fi discutat mai mult despre acest aspect științific, s-ar fi arătat faptul că exista o dominație, o supremație europeană, cer scuze pentru cuvânt, cel puțin când vine vorba de știință, dacă nu și alte lucruri, și am fi văzut o Europa versus America mai puternică. Acum, dacă vrem să transmitem acest mesaj, ne facem și noi europenii case de producție mai mari, mai bune, în care să promovăm valorile și, nu știu, moștenirea europeană. Avem bomba atomică, e frumoasă, rotundă, am pus-o pe un piedestal, o și testăm, funcționează, e distrugătoare, te face să vii cu citate romantice despre moarte. Dar acum ce faci cu ea? Bau-bau. Oppenheimer a zis că ideea bombei sale atomice a fost aceea de a crea o armă supremă care va pune capăt tuturor războaielor. El a făcut bomba atomică, așa cum a spus la începutul episodului, pentru a speria pe Hitler. Nu cumva să construiască el bomba sau să meargă mai departe. Acum, Hitler a părăsit, nu știu, și-a dat sign out. Hitler a capitulat, Germania a capitulat. Ce facem cu bomba? Oppenheimer visa la curcubee și pace mondială. Avem două Little Boy și Fat Man, două bombe nucleare. An electoral? Dar ce faci cu ele? Doar nu le pui la dosar și zici ok, felicitări, nu le folosim la nimic. Stăm așa, ne uităm la ele, la o grămadă de bani pe care am cheltuit degeaba. Dacă ai venit la dans, dansezi. Două săptămâni. Și planul este pus în mișcare. Două săptămâni.
mai bine zis 3 săptămâni, pe 6 și 9 august, asupra orașului Hiroshima și Nagasaki sunt aruncate două bombe atomice care împreună, din partea guvernului american, iau viețile a între 110 și 220 de mii de oameni în cele două orașe. Little Boy Hiroshima, Fat Man Nagasaki. Acești oameni care au murit, aceste victime, au fost bătrâni, copii, părinți care intrau la lucru sau ieșeau de la lucru, școlari, copiii la locurile de joacă, oameni care nu aveau nicio legătură cu războiul. Iar filmul se termină cu aplauze. Oppenheimer clar este filmat într-o scenă contrariat, până la urmă aplaudam pierderi de vieți. Întâi trebuie să stabilim clar că nu am avut nicio implicare în luarea acestor decizii. După testarea bombei atomice, am încetat orice legătură cu proiectul Manhattan. Și mai degrabă decât frământările mele eterne din film, poate acele scene puteau fi folosite pentru a arăta momentul și decizia detonării bombei. Dar nu Nagasaki trebuia să sară în aer. Președintele american, coordonatorul proiectului și generalii de armată aleseseră două puncte strategice, două puncte la care armata americană nu ar fi trebuit să fie ajuns deja. Când vorbim de soldați, pentru că nu voiau să-și arunce propriul lor soldați în aer, japonezii ducă-se, dar nu ai lor. Primul pe listă a fost Hiroshima, pentru că acolo se afla cartierul general al armatei 2, cel mai important punct de apărare al sudului Japoniei. De asemenea, acolo erau mai multe depozite de alimente, resurse și armament. Iar al doilea punct strategic era Kyoto, fosta capitală a Japoniei, centru industrial, centru cultural, cu o populație mare de aproximativ 1 milion de oameni care urmau să fie șterși din fața pământului. Era cam înnorat la Kyoto și nu putea arunca bomba, așa că s-au reorientat rapid spre un alt punct important din Japonia și așa a fost salvată de către un nor, inima culturală a Japoniei, fosta capitală și peste 1 milion de oameni. Dacă Japonia ar fi să facă un film despre eveniment, s-ar numi Norul care a salvat Japonia, iar Oppenheimer ar juca rolul personajului negativ. Și de aici începe distracția. Da, am avut o revoluție în știință, un avans. Însă unii oameni se întreabă și chiar în sala de cinematograf se întrebau: ce revoluție, ce știință, ce impact are asupra vieții mele de rând? Da, se spune din nou că în vreme de război au loc cele mai mari salturi în știință, însă ce război? Germania capitulase, americanii trebuiau doar să aștepte și capitulau și japonezii, rămași singuri în război, nu mai era nevoie de pierderi de sute de mii de vieți în bombardamente asupra Japoniei. Motiv pentru care Oppenheimer a și protestat împotriva utilizării propriei sale bombe pe care el a inventat-o, dezvoltat-o și pe care el a propus-o, a împins-o înainte. A zis, măi, nu mai e nevoie, gata, i-am speriat, a pitrat, nu era asta ideea, doar eu ții minte că am zis că vrei să-i speriem? Doar eu mi-aduc aminte? I-am speriat, au capitulat, de ce îi mai bombardăm? We'll be right back.
Oppenheimer era ca un tâmplar, ale cărui arme, furcile, erau folosite în război. Influența sa începea și se termina în laboratorul științific. Nu avea ce să facă la masă cu generalii. Evident, cu tendințele sale depresive și psihozele cunoscute, Oppenheimer nu procesează prea bine evenimentele din Japonia. Pe de o parte, filmul prezintă un om de știință care realizează gravitatea situației și care înțelege ce a făcut de fapt. Dar oare un doctor în fizică, școlit în cele mai prestigioase instituții educaționale ale lumii și crescut într-o familie bună din buricul New Yorkului, nu înțelege puterea creației sale decât după ce ea aproape radă de pe fața pământului două orașe? Și dacă detonau bombele în Germania pentru a-l speria pe Hitler, ce se întâmpla? Nu la fel de mulți ar fi murit? Deci nu e ca și cum doar japonezii erau demni de compasiune. Probabil dacă el n-ar fi reușit mai devreme sau mai târziu, ar fi făcut-o Heisenberg. Dar revin la întrebarea de la început. Cine e vinovat? Cel care apasă butonul detonatorului, cel care ordonă detonarea sau cel care construiește arma? Aceasta a fost întrebarea care a dominat viața lui Oppenheimer de după război. N-a fost, după cum ai văzut în film și în acest episod, cocoloșit de sistem. Nu s-a trezit cu monede bătute cu fața lui. Deși lumea îl aclama și ajunge chiar să conducă Institutul pentru Studii Avansate din Princeton, Oppenheimer începe să aibă mustrări de conștiință. Iar stările depresive avansează. Când Opie a început să se arate îngrijorat de ce ar putea urma invenției sale, brusc, guvernul american își amintește că a avut ceva relații cu Partidul Comunist și, dacă Doamne ferește, i-a dat și lui Stalin rețeta de bombă. Și pentru că erau îngrijorați nevoie mare, decid în 1954 să-i interzică lui Oppenheimer accesul la orice formă de informație clasificată. Cam atât cu faima și recunoștința. Când America a avut nevoie ca Oppenheimer să construiască bomba, legăturile cu comuniștii nu existau. Imediat după ce bombele au distrus două orașe, iar opinia publică mondială începuse să pună la îndoială intențiile oneste ale Statelor Unite, brusc, FBI-ul devine îngrijorat în nevoie mare de viziunea politică a lui Oppenheimer. Înainte de șarada AEC, Oppenheimer și alți oameni de știință, participanți la proiectul Manhattan, se așează la o masă pentru a discuta pasul următor. Bomba cu hidrogen. Cum Oppenheimer se opune categoric dezvoltării unei astfel de arme și comercializării de radioizotopi, încep să apară dușmani politici. Cel mai mare dintre ei era Lewis Strauss și acesta, pentru a se asigura că scapă de Oppenheimer, își pune cel mai apropiat om al său, William Liscombe Borden, din calitatea sa de director executiv al Comitetului pentru Energie Atomică al Congresului, să-i trimită directorului FBI o scrisoare prin care îl acuză sau îi spune că J. Robert Oppenheimer colaborează cu comuniștii și este chiar el unul, Oppenheimer. Comunist. Asta pentru că orgoliul lui Strauss a fost rănit și pentru că Oppenheimer lucra împotriva planului lui Strauss mai departe de a construi bomba cu hidrogen, aceasta, bine, nu planul lui Strauss, planul armatei americane, aceasta fiind de 2000 de ori mai puternică decât bomba atomică. O avem deja pe cea puternică, de cine trebuie una de 2000 de ori mai puternică? Rușii au reușit să dezvolte o asemenea bombă, iar în 1961 chiar au testat-o și acum 2 ani au arătat publicului ce a reușit să facă, de ce distrugere, ce magnitudine a arii de acoperire a avut bomba Tsar. Putem să punem pe ecran, de fapt, uite, am pus acum prin magia editului, aceasta este bomba de la Hiroshima, aria ei de acțiune, și aceasta este bomba Tsar. Asta este ceea ce Oppenheimer știa că va fi bomba cu hidrogen, și ceea ce armata americană dorea de la el mai departe.
sau dacă nu de la el, de la cineva în general, oricum ar fi, doar să se facă. De 2000 de ori mai mare. Numele meu este Louis Lichtenstein Strauss, iar în filmul Oppenheimer sunt principalul personaj negativ. Dar filmul nu spune totul despre mine, pentru că am fost unul dintre fondatorii AEC. Adică această comisie pentru energie atomică. Ba chiar am fost președintele ei în anii 50. Însă m-am născut în 1896 și în timpul primului război mondial chiar am făcut parte din mai multe instituții umanitare. Am făcut parte și din Comisia pentru Ajutoare din Belgia, dar și din administrația americană de ajutor. Chiar am încercat să schimb legislația Statelor Unite, pentru ca evreii refugiați din Germania să poată fi salvați și să-și găsească un rost în America. Din păcate, nu am reușit. Am finanțat chiar și o bună parte din cercetările lui Leo Szilard. E omul care a conceput reacția nucleară în lanț și datorită căruia s-a putut realiza proiectul Manhattan. Reputația proastă vine din procesul pe care și voi l-ați văzut. Oppenheimer refuza să contribuie la construirea bombei cu hidrogen și legăturile lui cu comuniștii erau îngrijorătoare. Așa că trebuia să fac ceva. Rusia a reușit să dezvolte și să testeze cu succes țar bomba la doar câțiva ani după dezbaterea noastră. După ce îi se retrage accesul la informații clasificate, în 12 aprilie 1954, începe procesul AEC, în care, timp de o lună, avocatul AEC, Roger Robb, folosește orice eveniment cunoscut din viața lui Oppenheimer pentru a demonstra legăturile sale cu URSS și lipsa de devotament față de țară. În film, cu un minim de atenție, îți poți da seama că pe parcursul procesului sunt inserate cadre cu vocea reală a părintelui bombei atomice, chiar din timpul acelui proces. După o lună de audieri agresive, Oppenheimer este de-a dreptul umilit și adus în opinia publică drept țap ispășitor și personaj negativ. Rămâne totuși în fruntea Institutului de la Princeton până în 1966, renunță doar cu câteva luni înainte de a fi răpus de cancer. Spre finalul lui 1965 a fost diagnosticat cu un cancer la gât și deși a încercat diferite tratamente, inclusiv operații, radiații, chimioterapie, nimic nu a funcționat. Boala a avansat rapid, iar pe 15 februarie 1966 Robert Oppenheimer intră în comă. 3 zile mai târziu își dă duhul în propria sa casă. Undeva la 600 de oameni au luat parte la serviciul funerar, majoritatea oameni de știință de elită sau politicieni, iar cenușa lui Robert Oppenheimer a fost împrăștiată în mare. An mai târziu, după ce trece șarada din 1954, are loc unul dintre cele mai importante momente din viața lui Oppenheimer, puțin discutat în film, dacă vreun pic, primirea premiului Enrico Fermi, acela fiind cea mai mare distincție pe care o putea oferi AEC cuiva. Numele meu este Richard Phillips Feynman. Sunt american și am și eu acasă un premiu Nobel pentru fizică. Nu m-am implicat atât de activ la Los Alamos, dar munca mea de teoretician a ajutat la dezvoltarea armelor atomice. Am fost fascinat de fizica și de mecanica cuantică și am dezvoltat chiar formularea integrală a căii. Am formulat teorii electrodinamice cuantice, am scris despre superfluiditatea heliului lichid suprarăcit și am propus modelul partonului utilizat și astăzi în fizica cuantică. În final, stând pe marginea prăpastiei, întrebarea se pune. Cine este de vină pentru bomba atomică? Este de vină cel care a apăsat pe detonator, pe cel care a dat drumul bombelor asupra orașelor, pe cel care a pornit în armarea sau pe cel care a pus piesele deja existente cap la cap pentru a o forma?
Secțiunea de comentarii vă stă la dispoziție, puteți să felicitați acolo autorii filmului, pe Christopher Nolan, pe Cillian Murphy, mai ales pentru că face din nou o treabă excepțional de bună. Și da, poate l-am felicitat pe Cillian Murphy doar ca să arăt că știu cum se pronunță numele lui în mod normal, în realitate, Cillian Murphy. Nu Cillian, Cillian. Filmul, clipul acesta a început cumva ca o supărare asupra filmului, care era prea aplaudat. Pe parcursul producției am înțeles de unde a venit omul. Să faci filme e fain. Să dai hate unui film fără să încerci să reproduci, nu cred că e corect. Dacă n-aș fi încercat să reproduc filmul, aș fi rămas acolo, măi, un pic cam overrated, cam asta se spune. Dar fă-l, urmează, mergi pe aceeași pași, vezi unde ajungi, e posibil să-ți placă. Acesta este sfatul pe care vi-l ofer, așa, în general. Desigur, nu se aplică celor care se uită în sus la criminali în serie. Vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați de share, like și abonare, clopoțul de notificare. Eu sunt Alex Cosma și atenție, cad mere. Da. Am apăsat rec. Mulțumiri! Mulțumiri Universității din București, mulțumiri Rezervației Naturale Racoș, unde ne aflăm în momentul de față pentru a filma. Mulțumiri Cat Music pentru sprijinul în această producție, familiei, prietenilor, tuturor celor care au fost cu mine pe plimbări, pe drumuri, ca să filmăm oamenii. Mulțumim lui George Bugniș, mulțumim lui Mihai Alexandru Haș, mulțumim lui Adi Câmpurean. Mulțumesc tuturor colaboratorilor, sper să se mai facă astfel de proiecte de colaborare. Am făcut episodul în acest fel pentru că asta a fost și proiectul Manhattan, un proiect de colaborare. Vă mulțumesc! Bun! Come on, come here, buddy. Și așa filmăm noi, când nu avem nici cravată, nici suspend, cum îi spune alea despre din dragii? 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Jartiere, nu jartiere. Nu pot să trag asta, e prea... Stai să treacă trenul, nu? Bretele, că nu avem nici mai... Nu pot să mă calmez eu singur, să-mi zic. Poți să încerci și ai o reproducere cât de cât crudă a... Truiește arma. S-a stins exact când aveai nevoie. Ai un stres, fac. Nu știu. E ca și cum ai consuma Viagra la sac. Mai tare de pe jos? Vezi, acum îmi trebuiau și integralele. Deci. Dacă stau așa e bine, eu nu văd. Am împlut un gur, efectiv. Și în înțelegerea asta, scuze. Când auzi? Cristo... Ce? Nu ai vrut să-i arăt jos? Nu știu nimic. O să fii mai aproape. Și nu vă gândiți că e vreo poveste... Gata. And that's a wrap. Acum ca o concluzie, de ce nu s-a recunoscut mai mult aportul Europei, de ce nu s-a criticat mai mult guvernul american? Bine, cred că devine evident de ce nu. Filmul s-ar fi transformat foarte rapid dintr-unul despre viața lui Oppenheimer într-unul foarte anti-american. În acest episod am spus de mai multe ori decât mă simt confortabil ceva negativ sau am arătat cu degetul sau am subliniat problemele guvernului american. Când te duci la un film, te duci, te simți bine, nu vrei nimeni să-ți împingă în față faptul că lucrurile nu sunt perfecte. E un stat, până la urmă, trebuie să-și apere interesul, toată lumea face același lucru. Să te apuci să aplauzi bătrânul continent, ce rost ar avea? Ar arăta dubios, ca să fiu sincer.